Nu uita că tot pe noi bagă să și noi să jucă la un preț foarte bun. Nu uita să folosești linkul din descriere. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. Suntem aici la noul Save Doll Status Report, Homebase Status Report de fapt, 5 a 12 a 2022. Da, avem noul Homebase Status Report în legătură cu First Night și Venture, cred, nu știu, și bug fix-ul, asta știu clar. First Night Challenge 2, Merry Millie, da, adică să faci First Night-ul cu Merry Millie, practic. Avem Tree of Light-ul, o să apară pe shop și după cum știți, noul pack apărut, vi l-am și spus în episodele trecute cu Fortnite Battle Royale, că l-am văzut pe shop de noul sezon și noul chapter 4. Da, deja avem un outfit, un backblend, un pickaxe și în Save Dold avem practic Save Dold PV, adică acces la Save Dold și practic 1500 V-Bucks completând daily quest-urile de pe Save Dold. Black Knight Geridan Returns. O să revin de Black Knight-ul pe shop și ajută la timpăr cu dinozaurii, Blast from the Past și atât. Știu că este o parte din acel update, dar aparent apare Frost Knight-ul, apare când este iarna, adică când e Frost Knight. Așa, și major bug fixes, a number of important bug fixes were included in V-ul ăsta, in, I don't know, nu știu, in, așa mă, în version 23 game update version, nu știu cum să pronunț acest frumos V. Mamă, da, am dat și o zoom mai bine, nu mai dădeam acest V. Fix the issue that made players unable to change key bindings for dismounting and spreading with wildlife life. Adică practic playerii erau nu puteau să schimbe keybinding-ul, adică butonul de ești pe un animal și când ai sprint pe un animal. Ok. Fixed in which the emote button was non-functional on the victory screen. Bă, nu l-am încercat, deci nu pot să știu de el, dar posibil, nu e prima dată, deci na. S-a mai întâmplat, adică asta vreau să explic. Fix an issue in which the camera in Twin Peaks, aceeași este, nu știu dacă e o greșeală sau este ceva secret, să zic așa. While jitter when navigating around some terrain, eu n-am mai stat pe Twin Peaks decât în ghenivelii, că fac ignoranță să fac tire 100, posibil și 200 dacă ne ținem bine. Eu așa din ce mi-am făcut eu calculele, aș putea să fac vreo 6-7 levele pe zi. Sau so, level 100 cred că fac cam pe 22 decembrie. Deci în mai puțin de o lună cred că fac de teori 100. Dacă o lălăi. Oricum în weekend îi fac vreo 3 endurance pe zi, dar nu am nevoie de atâta endurance atât timp cât este foarte mic levelul pe zi. Dar nu este o endurance de fapt, nu 3. Nu este nicio fel de problemă. În fine, cam asta a fost tot. Trebuie să mă joc Venture, questline-ul cu... Questline-ul cu... cum zice, mă? Cu ăla, mă, ăla, anime, nu anime, ăla de jucărie. Cu Crackshot. Aproape îl termin, dar după nu o să mai fac alt questline, dacă nu o să apară questline nou. Având în vedere că am terminat tot update-ul, vreau să le repet, dar nu cred că o să mai le mai repet, pentru că pierd foarte mult timp din Venture. În fine, cam ăsta a fost acest episod, sper că v-a plăcut, mersi good, ne vom revedea la următorul Homebase Status Report. Ciao!